Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție emisiunii Economia 21. Sunt Simona Muscă, iar astăzi, în prag de sărbătorile pascale, am stabilit să vorbim despre consumatori, despre campaniile și practicile comerciale corecte, despre reducerile de preț, dacă există acestea, despre comerțul online și provocările lui, despre siguranța produselor nealimentare și multe, multe alte informații pe care ni le va furniza. Invitatul nostru de astăzi, Cătălin Lăcătușu, este fondator al unui site care are legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi și fost inspector OPC. Bun venit, domnule Lăcătușu! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Domnule Lăcătușu, dumneavoastră ați fost 4 ani inspector la OPC Iași, după care ați venit la București. Ați plecat din sistem acum 12 ani, așa spun articole pe care le-am găsit despre dumneavoastră. Sunteți fondator unei platforme unde găsim tot felul de informații utile despre legea consumatorilor, despre produse, despre politicile corecte. Sunteți membru activ în comunități de antreprenoriat și oferiți consultanță companiilor în domeniul protecției consumatorului și conformității produselor de mai bine de 5 ani. Spuneți despre dumneavoastră că aduceți echilibru între companii și consumatori. Vă felicit pentru întreaga activitate și vă propun să începem dezbaterea temelor pe care le-am stabilit împreună pentru această ediție. Și anume aș începe să vă întreb, domnule Cătușu, care sunt practicile comerciale corecte? La ce se referă acest lucru? Un subiect atât de general despre care aștept să ne povestiți. Da, practicile comerciale corecte au o definiție foarte largă, însă în esență reprezintă acele acțiuni pe care un comerciant le face în legătură cu promovarea sau vânzarea unui produs prin care consumatorul este informat corect, complet și precis asupra tuturor elementelor produsului, astfel încât să ia o decizie de tranzacționare în cunoștință de cauză. La polul celălalt, practicile comerciale incorrecte sunt acele acțiuni pe care un comerciant le face păcălindu-l pe consumator să cumpere un produs folosind o serie de afirmații false în relație cu unul sau mai multe elemente care caracterizează produsul. Și aici vorbim de prețuri, avantajul prețului, promoții, reduceri, vorbim de caracteristicile produsului care pot însemna de la ingrediente, la metoda de fabricație, la originea produsului, originea ingredientelor, originea produsului, efectele produsului, aspecte ce țin de testarea produselor respective, elemente care sunt definitorie pentru o categorie sau alta de consumatori, pentru că pentru fiecare consumator în parte este esențială o informație despre un anumit produs, da? pentru cineva este important ca un produs să vină din spațiu UE sau nu UE, este important ca producătorul să fie din România, pentru alții este important ca produsul să fie testat și așa mai departe. Și alte elemente de minciuni, să zic așa, sunt cele legate de calitatea comerciantului. Adică dacă comerciantul dacă prezintă anumite atestate, certificări, acreditări pe care nu le are. Da? Adică de genul acesta. Păi da, dar se mai poate totuși într-o țară membra a Uniunii Europene, da, ca România, să putem, ca și operator economic, să atragem clienții prin informații înșelătoare, știind că totuși putem să ne denigrăm, în primul rând, imaginea companiei, în al doilea rând să ne pierdem clienții și, în al treilea rând, poate chiar să pierdem întregul business. Adică putem scrie așa, avem reduceri de 70%. Știind că nu se întâmplă lucrul ăsta și în orice moment poate fi demonstrat. Putem spune că o apă este extrasă din izvoare naturale când știm că nu este așa și exemplele pot continua. Da, putem spune în continuare. Până la urmă, știți cum e, vorba aia românească... Cu hoțul neprins? Nu. Omul simțește locul. Este valabil și în rândul antreprenorilor, și în rândul consumatorilor, și nu numai. În momentul în care un comerciant decide să utilizeze aceste minciuni tocmai ca să vândă, este decizia lui, alegerea lui, și o face în cunoștință de cauză sau poate nu știe legislația aplicabilă acestui domeniu. Dar da, în continuare se întâmplă foarte multe nereguli. Se întâmplă foarte multe publicități înșelătoare, foarte multe reduceri de prețuri care sunt false.
Ai punctat foarte bine, sper că pot să... Vă rog. În momentul în care o promoție este prea bună ca să fie adevărată, cu siguranță e falsă. În momentul în care o reducere de prețuri este afișată 60-70%, cu siguranță acolo nu s-a respectat ceea ce se cheamă prețul de referință. În reducere de prețuri este un etalon numit preț de referință. Așa, ce este acesta? De exemplu, mergem la una dintre companiile mari, un lanț mare, da, din Spania, da, de îmbrăcăminte, ne putem referi, da, la aceste lanțuri care se află în toate mall-urile și vedem în vitrinele lor reduceri de 70%. Okay. Este, practic, acel produs, da, acea bluză, a avut un adaos de 70% astfel încât comerciantul își poate permite o astfel de reducere și să aibă, să nu aibă nici măcar un profit, ci doar o zonă de încasare? Acel 70% poate fi adevărat în următoarele condiții. Dacă promoția este prima promoție, adică produsul a intrat la 1000 de lei, da, și produsul a fost redus la 300 de lei în prima promoție, atunci acea promoție este corectă, este 70%. Comerciantul și-a pus un adaos inițial foarte mare cât să-i permită. Comercianții au voie să vândă sub prețul de achiziție doar după 3 luni de zile, de la momentul aprovizionării. În rest, nu ai voie să vin sub achiziție. Bun, asta e informație foarte bună. Deci după 3 luni de zile, eu ca și comerciant pot vinde sub prețul de achiziție. Dacă nu am vândut produsul, pot să vând sub prețul de achiziție. Există o marjă maximă până la 1 milion de lei, 2 milioane? Nu. Aici ne ține mai mult de zona de contabilitate internă, dar din perspectiva legislației, tu poți să vinzi produse în pierdere, dar doar în niște condiții. Asta este una dintre condiții să treacă mai mult de 3 luni de zile, după care aspecte ce țin de elemente, să zicem, nu e cazul aici, vorbim de mărțișoare care s-au devalorizat după 1 martie. Corect. Bun. Deci un aspect care nu mai e problemele apar atunci când produsul suferă o a doua promoție. Pentru că atunci când se termină prima promoție, produsul trebuie să crească. Pentru că o promoție este anunțată printr-o perioadă, printr-un stoc de produse, adică revenind la 70% la produsul X, bluza respectivă, da, și la o perioadă. Bun. În momentul în care prima promoție s-a încheiat, produsul trebuie să crească. 1 leu, 2 lei, 5 lei, 1000 de lei sau 1500 de lei. Problema apare atunci când este a doua reducere. Dacă produsul meu stă între cele două reduceri de prețuri 30 de zile, atunci promoția a doua este corect legal și poți să folosești acel preț de referință în mod legal. Dacă tu decizi să faci o reducere de prețuri la 15 zile după ce s-a încheiat prima promoție, prețul tău de referință etalon nu este prețul mare pe care tu l-ai crescut la finalul primei promoții, ci este prețul mai mic din promoția anterioară. Orice anunț bugetar care nu respectă acest element de preț de referință este considerat o practică comercială incorrectă. Deci tocmai ne-ați dat un exemplu de reduceri de prețuri corecte, da? Deci așa trebuie să se întâmple reducerile la produse non-alimentare, corect? Da. La electrocasnice și așa mai departe, da? Exact, da, cum ne-ați povestit cu cele 3 luni, 30 de zile și cu acest adaos. Bun. Care sunt cele mai comune forme de publicitate înșelătoare întâlnite în comerțul online? Pentru că deja pandemia ne-a obișnuit, ne-a învățat să mergem pe comenzile online, chiar dacă vorbim de cel mai mare marketplace sau de alte site-uri despre care poate nici n-am auzit. Și vedem, ne apar așa pe Facebook, promoție, ultima lichidare de stoc, astăzi. Cred că cea mai... O să le iau părând că sunt vreo 4 categorii, cele legate de preț, cele legate de caracteristicile produsului, cele legate de caracteristicile vânzătorului, și acele afirmații cu caracter superlativ pe care le vedem sau ne sar în ochi în comerțul online și nu numai. Afirmații de genul cel mai bun preț, raport preț-calitate, unicul distribuitor al produselor respective, suntem singurul service care face treaba respectivă. Asta vreau să vă întreb, se aplică și la servicii? Absolut. Da, deci și la servicii medicale, de exemplu, nu putem să ne formăm o reclamă online sau offline, cel mai mare spital din România de chirurgie pediatrică? În zona medicală lucrurile sunt un pic mai specifice, odată că nu ai voie să faci reclamă la medicamente, eu, dar, okay, dar acea reclamă poate să fie adevărată dacă este foarte specifică. Uite, un exemplu pe care l-am văzut acum o perioadă într-un hipermarket se referă la niște baterii de la o anumită companie care spunea că avea pe afiș cele mai bune baterii ale noastre. Corect? Corect. Da?
Sau vorbim de un alt mare lanț de magazine care are și un marketplace, care spunea că avem cel mai mic preț din România. Ori acolo spune, dacă găsești în altă parte, dăm de două ori diferența și acolo sunt niște aspecte foarte specifice. La fel, acum au câștigat un premiu și spun foarte clar, cel mai bun preț, raport calitate, conform premiului X din data D. Cu cât ești mai specific, cu atâta este mai corectă afirmația, pentru că este publicitate comparativă corectă. Ori, folosirea de superlative, fără ca tu să poți demonstra ce afirmație, este o minciună și clar este... sub aspectul legii. Înțelegem motivația din spate, înțelegem faptul că vrem să ne promovăm, dar știți cum e, uneori lauda de bine... Dar ce se poate întâmpla? De exemplu, dacă organizăm un festival, un eveniment, da? Un eveniment muzical, și spunem... Cel mai mare concert din România de anul acesta și ne bazăm pe anumite lucruri, nu? Că unii nu afirmă lucrurile așa fără să se... Dacă spuneți cel mai mare concert din România și specifici mai jos, într-o steluță, număr de artiști, număr de bilete vândute, capacitatea spațiului în care se desfășoară, etc. Da? Adică trebuie să vii cu elemente suplimentare prin care să definești acel cel mai... Bun. Dacă nu avem ce menționa și ce specifica, ce repercursiuni avem? Amenzi? Evident că da. Pe partea legislativă sunt amenzi pe care le dau ANPC-ul. Da. Pe partea cealaltă avem consumatori care sunt foarte atenți și foarte vigilenți și cu siguranță o scânteie digitală poate duce la un foarte mare incendiu. Acum, dacă consumatorii sunt preocupați de acest subiect... Iar legat de sancțiuni în zona aceasta a publicității înșelătoare, lucrurile s-au schimbat de vreo 2 ani de zile, pentru că amenzile sunt cumva aplicate în funcție de dimensiunea operatorului economic. Dacă până acum 2 ani de zile era o amendă unică, indiferent că erai mic sau mare, acum cumva ele sunt împărțite pe dimensiunea business-ului, până într-un milion de euro, o cifră de afaceri, între 1 și 2 milioane de euro și peste 2 milioane de euro. Ori deja vorbim de amenzi la o companie mare, care face niște evenimente, vorbim de niște amenzi care pot duce la sume de câteva mii de euro bune, care poate peste 10.000 de euro amendă. Consiliul Concurenței amendează? Vine în control? Sau este o altă discuție? Consiliul Concurenței nu are legătură. Există o lege a practicilor comerciale ilicite, dar acolo vorbim de alte abordări între companii. Aici este abordarea strict B2C, adică abordarea strict între companie și consumator. Pe această lege a practicilor comerciale incorrecte, inclusiv companiile se pot reclama între ele. Este o chestie foarte interesantă, pentru că dacă două companii activează pe aceeași piață, da, și una își minte consumatorii prin tot felul de afirmații, denaturând piața în sensul că va prinde un număr mai mare de consumatori, iar compania corectă, pentru că ea este corectă și merge pe respectarea legii, nu vinde pentru că nu păcălește consumatorul, da, cu siguranță poate să facă o reclamație către ANPC sau către ANAF, dacă sunt aceste afirmații de tip cel mai, cea mai unică. Către ANAF? Că știu, da, că facem o sesizare către ANPC dacă suntem persoane fizice. Persoanele juridice știu că se adresează direct în instanță. Da, dar în legea practicilor comerciale incorrecte, această lege 363, există undeva un articol pe la începutul legii, pe cred că articolul 10, dacă nu mă înșel, care spune că și operatorii economici se pot reclama între ei dacă ei vând produse către consumatori. Pentru că, în final, consumatorul are de suferit. Așa e. Clar, reclamația pe care o face un consumator ca persoană fizică este atunci când el vrea și ceva în urma acelei reclamații, în sensul că dacă mi s-a creat un prejudiciu mie ca și consumator, fac o reclamație și vreau să se repare acel prejudiciu. Ori compania, când face o reclamație, doar o face și atât. Adică nu, ANPC nu poate să implice în partea juridică, ci doar în partea de sancționare, da, a celui, da, care încalcă, da, încalcă legea. Revenim după această scurtă sau mai lungă paranteză, da, către, da, cele patru subiecte cele pe care le-ați subiecte menționat. Legat de prețuri și de avantajul prețului, pentru că este o mare bătălie pe avantajul prețului în această perioadă, dincolo de respectarea prețului de referință, mai este un lucru pe care încă l-am sesizat în piață, este cel legat de faptul că atunci când se anunță o promoție, ea trebuie să fie pe o perioadă scurtă de timp, 2 zile, 5 zile, o săptămână, cât vrea fiecare comerciant. Dar la finalul acelei perioade trebuie să crească, să se încheie promoția. Ori mulți comercianți nu opresc promoția, creând false sentimente. Trebuie să scape de stocuri, nu? Nu. Păi da, dar el a anunțat doar că este valabilă o promoție 4 zile, astfel încât să vândă accelerat niște produse. Corect. El a creat consumatorului impresia că are un avantaj consumatorul cumpărând doar atunci produsul la prețul ăla,
Ori dacă promoția s-a terminat și prețul a rămas la fel de mic, l-a păcălit pe consumator cu acel element de scarcity, de timp scurt, l-a determinat să cumpere. Cam cum se întâmplă și în anumite alte tipuri de business-uri de tip teleshopping, în care îți creează sentimentul de acum, cumpăra acum. Ori cumpărăturile făcute pe o perioadă foarte scurtă de timp și sunt false, ele sunt înșelătoare. La fel, o altă formă de a păcăli consumatorii sunt legate de utilizarea cuvântului lichidare. Da. Lichidarea de stoc, conform legii, este atunci când vânzătorul pleacă, pe românește. Când deci vrea să-și închidă business-ul, da? Închide magazinul, se închide pentru o perioadă de 6 luni de zile să dau cu var sau vreau să fac niște reparații. Atunci vreau să lichidez stocul. Ori dacă tu nu pleci sau nu faci aceste măsuri, lichidarea de stoc înseamnă o minciună. Și se folosește foarte des acest cuvânt lichidare de stoc. În continuare se folosește. Din neștiință sau cu intenție, nu știu. Dar în continuare se întâmplă. Legat de caracteristicile produsului, aici sunt foarte multe. Vă dați seama că atât de multe elemente caracterizează un produs încât orice comerciant poate să manipuleze o informație de acel produs astfel încât să-l convingă pe consumator să cumpere. Nu vorbim aici de produsele de origine românească din piețe, în care acolo știm cu toții că foarte puține sunt de origine românească, dar scrie pe etichetă România sau Made in Ro, sau fabricată sau în România, de Bulen sau de undeva, da, și da, n-au da, nicio da, legătură, sunt din tot altă parte. Dar vorbim de utilizarea unor afirmații menite să atragă consumatorul, deși acele afirmații în mod legal n-ar trebui să apară. Adică vorbim de prezența anumitor factori alergeni în produs. Da. Ori acești factori alergeni... Alergen, gluten, nu? Gluten, lactoză. Dacă produsul alimentar conține gluten sau lactoză, legea spune că ele trebuie să fie trecute în lista ingredientelor cu bold, scoase în evidență. Dacă produsul nu conține gluten, produsul nu trebuie să aibă aceste informații. Pentru că corect. Spune foarte clar și legislația și a publicității și a etichetării alimentelor, spune foarte clar că nu trebuie să creezi impresia falsă că produsul tău are proprietăți diferite față de un produs similar care are aceleași caracteristici cu al tău. Ori vă dați seama cât de provocator este pentru consumator să vadă la raft două produse similare, băutură coritoare, iaurturi sau alte de produse, în care cineva zice fără gluten pe etichetă, ori amândouă nu trebuie să aibă gluten, sau dacă nu au gluten, trebuie menționat. Cu siguranță consumatorul va alege eticheta în care acel comerciant alege să facă o promovare falsă a produsului. La fel, dacă vorbim de un produs cosmetic în care se spune că... Fără parabeni. Acolo trebuie să avem un test. Sau produs testat dermatologic, trebuie să avem un test în spate. Sau produsul întinerește, trebuie să avem un test. Sau produsul face și desface. Deci, pe orice fel de afirmație de acest gen, trebuie să avem niște dovezi în spate care să susțină ceea ce ne dorim să promovăm. În caz contrar, vorbim de o publicitate înșelătoare, falsă și mai departe. Iar legat de caracteristicile vânzătorului, cu siguranță putem spune că compania este testată, certificată de nu știu ce organ de certificare și nu a fost certificată pe acel element și îl scoate din certificat o anumită informație sau zice că e autorizat de către Ministerul X produsul respectiv, ori nu este. Sau doar a depus de certificare și n-a obținut certificarea. Tot felul de artificii creând impresia că acel produs sau serviciu este mult mai calitativ decât este în realitate. Trăim totuși așa într-o eră a vitezei, într-o societate a vitezei în care vrem să cumpărăm produsele acum la un preț care să ne mulțumească, astfel încât să credem că am făcut totuși o afacere, da, cumpărând acel preț sau acele produse la promoții. Ce măsuri trebuie totuși să ia companiile astfel încât să se asigure că publicitatea lor este onestă? Pentru că noi, ca și consumatori, eu nu cred că citim etichetele de la A la Z, că mereu căutăm parabenii sau glutenii, că mereu ne uităm dacă vânzătorul are un anumit certificat sau dacă ceea ce a declarat este scris în certificatul lui, dacă promoția a depășit 4 zile sau sunt în ziua 7-a și îmi cumpăr produsul. Nu știu câți cumpărători
practică astfel de metode. Da, în principal, în primul rând, compania trebuie să vrea să fie corectă, în primul rând. Și pentru asta trebuie să aloce resurse umane, asta înseamnă personal calificat, poate să aleagă să folosească, să utilizeze sfaturile avocaților, pentru că sunt destul de mulți avocați specializați în zona de drept comercial și dreptul consumatorilor, sau alte experți în domeniu, să dorească să fie corect și ținând cont de concurența, care este uneori o concurență neloială. De mult am avut discuții destul de contradictorii pe acest topic, spunându-mi antreprenori corecți că ei pierd bani fiind corecți. Ei pierd foarte mult bani fiind corecți. Pentru că ceilalți utilizează tot felul de mecanisme astfel încât să atragă consumatorii. Și atunci e o lume incorrectă. Fiecare decide pentru propriul business cum să procedeze. Fiecare decide ceea ce trebuie să facă pentru el și față de consumatorii lor și în funcție de cum aleg să se fidelizeze față de ei. Dacă consumatorii lor sunt, au cunoștință despre aceste lucruri, pentru că consumatorii și ei la rândul lor trebuie să investească timp să se informeze, să cunoască această legislație. Pare așa un pic destul de stufoasă legislația. Pare un pic greoi să te lupți cu companii care ți-au promis un produs și până la urmă ți-au vândut altceva. Eu cred că ne-am și obișnuit așa ca țară. Asta e, nu ne ajută nimeni decât să facem o sesizare care vine cu un răspuns peste 30 de zile, că așa este termenul legal. Asta e, rămânem cu produsul sau îl facem retur. Dar în ce măsură legislația actuală răspunde nevoilor de protecție a consumatorului în era digitală? Pentru că și mie mi s-a întâmplat să comand un reflector pentru curte și dimensiunile lui erau atât de mici menționate și scrise în site, încât am primit o cutiuță în loc de un reflector care să-mi asigure iluminatul pe o suprafață mai mare. Bun, acolo dacă se răspund la prima întrebare. Eu cred că personal că legislația avem suficient în România. Discuția este legată de faptul dacă ea este respectată sau nu, în totalitate sau parțial. Nu cred că este nevoie de mai multe legislații. Și plus, cred că zona asta online s-a aliniat cumva nevoilor pieței și ele sunt destul, și legislația destul de aliniată. În cazul punctual pe care l-ai zis, dacă acel vânzător ți-a dat totuși informațiile și el poate să demonstreze că a fost informația menționată în mod lizibil și vizibil, discuția este foarte subiectivă ce înseamnă vizibil și lizibil, da? Dacă el ți-a comunicat parametrii tehnici al produsului, nu ai ce să faci să ți-a comunicat. În schimb, dacă nu erau prezentați, cu siguranță acolo este o problemă, poate fi o problemă atât de sau de marketing incorrect, în mod special te-a păcălit să omițând să spună caracteristicile produsului sau o problemă de conformitate, în sensul că tu te așteptai ca produsul să aibă un scop să facă ceva, ori el nu face. Și atunci depinde cum a avut consumatorul, cum se verifică și alte produse de pe site, dacă este o scăpare sau este o obișnuință și atunci este o practică comercială incorrectă. Dar legislația avem, contează foarte mult cum este aplicată și cât de mult se dorește aplicată. În zona asta de online lucrurile sunt foarte complicate, în sensul că companiile nu iau sau iau mult prea repede descrierea produsului de pe alte site-uri, de la furnizori, unde se poate pierde informație pe drum. Și atunci ceea ce scrie pe site nu e tot timpul ceea ce este în produs și pot apărea probleme. Și aici ține mama foarte mult de cum comunici și cum faci acea relație cu consumatorul după ce ai vândut produsul. Dacă te poziționezi corect față de la retur, la garanție. Sunt alte zone specifice pe zona de comerț online. Bun. Ce anume trebuie să conțină un site astfel încât să nu primim amendă? Și anume, mă refer la faptul că tot timpul am văzut siglele ANPC, nu? Da. Pe anumite site-uri. Da. Orice fel de site, fie că este vorba de un site de personal brand sau un site comercial, trebuie să conțină anumite informații în mod obligatoriu? Bineînțeles. Un site trebuie să conțină, în primul rând, denumirea și adresa operatorului economic care operează site-ul. Deci denumire, adresă, da, și informații. Unde poate fi, da, și unde poate fi contactat operatorul economic. Pentru că am văzut de foarte multe ori site-uri doar cu nume, o adresă undeva, o găsă poștală undeva și nu puteau fi găsit. Ei lucrau de acasă, făceau dropshipping sau făceau alte mecanisme, dar trebuie să existe undeva și sediul social sau punctul de loc unde pot fi găsit. Da? Da. Toate caracteristicile produselor descrise în mod corect, complet și precis,
Și prețurile cu TVA inclus, evident, adică dacă eu am un produs, am un aspirator, cu siguranță va trebui să-i pun toate elementele descriptive și, în mod normal, trebuie să fie aceste informații așa cum se găsesc ele pe etichetă, pentru că în comerțul online, față de cel fizic, eu nu pot să văd produsul. Și acum știu că există un act normativ în consultare publică prin care cumva NPC-ul dorește să impună magazinelor online să pună mai multe informații pe site la descrierea produselor, cam așa cum este pe etichetă. De aceea, până la urmă, este o decizie bună, pentru că, până la urmă, consumatorul trebuie să știe ce cumpără. Bun. Drepturile consumatorului, în ceea ce privește dreptul de retur, este dacă sfânt. Vorbim despre produse, dar dacă vorbim despre servicii... Și la servicii, pentru că depinde de servicii. Dacă vorbim de servicii digitale, vorbim de servicii care au fost prestate sau nu. Dacă, de exemplu, în cazul unor servicii, în perioada celor 14 zile, a început executarea serviciului, atunci și a fost executat tot serviciul, clar, dreptul de retur este anulat, dar dacă a fost doar o parte... Da, de serviciu, am un abonament la o telefonie mobilă, da? Clar, eu am început executarea contractului astăzi, am avut 14 zile dintr-o lună, eu voi plăti doar 14 zile dintr-o lună și vreau să mă retrag, îmi dă dreptul să mă retrag, pentru că am acest drept de dacă vorbim de cursuri la distanță, lucrurile sunt mult mai complexe, pentru că dacă vorbim de un curs care este live și a avut loc în alea 14 zile, clar, nu mai are loc dreptul de retur. Dacă vorbim de un conținut digital continuu de tip abonament în care eu îți prezint, eu, vânzător, îți dau ție niște module de cursuri săptămânale, da, și în două săptămâni am văzut doar două din 14, cu siguranță pot să mă retrag la 14 zile și voi plăti doar cele două module ca ponder. Deci lucrurile sunt de la caz la caz. Bun. La produse... Deci drepturile consumatorului, da, trebuie să existe. Da. Evident, nu mai vorbesc de toate elementele de livrare, costul de livrare, costul de transport, în cât timp livrez produsul, cum se face confirmarea comenzii. Dar la dreptul de retur lucrurile sunt foarte sensibile din perspectiva utilizării produsului în perioada celor 14 zile. Există o listă de produse care sunt exceptate de la dreptul de retur. Și aici sunt foarte clare. Sunt produsele care sunt customizate după cerințele clientului. Eu, client, comand o geacă. Și atunci, clar, vreau dimensiunile mele și se este... Sau probabil la mobilă, nu? La mobilă. Poate fi un exemplu, mobilă, da? Mobilier, vestimentație, cred că și la cofetărie, anumite torturi, nu știu, exemplele, cred că sunt multiple. La cofetărie, cum este exceptat dreptul de retur? Pentru că e produs perisabil și atunci livrat, rămâne livrat. Produse cosmetice care, prin definiție, sunt desfăcute, dacă ele sunt sigilate și sunt desfăcute de consumator, ele nu mai pot fi returnate pentru că intervine acel PAO. Și cu toții că la cosmetice sunt două tipuri de termene de valabilitate. Cel cu produs sigilat și PAO, care înseamnă perioada after opening, după ce am deschis produsul, mai are 12 luni sau 24 de luni. Și da, atunci, clar, în momentul în care am luat la consumator, am desfăcut produsul, eu nu mai pot garanta comerciant că produsul își păstrează proprietățile. Niciun alt consumator nu vrea să cumpere un produs cosmetic desfăcut, că nu știe când a fost desfăcut. Corect. Și e produs nesigur și atunci trebuie scos din povestea asta. Și există produse care nu sunt exceptate prin lege, dar apare această problemă a utilizării produsului. Și aici începe dinamismul și lupta, să zic așa, între companii și consumatori, pentru că, de exemplu, un consumator folosește o bicicletă sau o trotinetă în 14 zile pe stradă. Corect. Dar el putea să-i determine caracteristicile și funcționalitatea acasă. Puneam în priză, pornea, se învârteau roțile ca magazin. În magazin nu te plimbi cu ea. Te duci, te uiți, o iei sau nu o iei. Corect. Ori dacă consumatorul a folosit trotineta aia 25 de kilometri, 100 de kilometri în 14 zile și vreau să returnez că nu mai place, compania pierde. Atunci trebuie să-i aplice o diminuare a valorii produsului, care poate fi de la caz la caz. Poate fi un procent de 10, 15, 20 sau mai mult, depinde. Depinde de produs. La fel, vorbim de cosmetice. Au fost cazuri și multe în care consumatorii cumpărau produse marți, le ajungeau vineri, se duceau la petrecere, luni le returnau. Cu eticheta intactă și așa mai departe, dar cu urme de cosmetice. Cred, da, corect. Ce ar mai trebui să conțină un site? Pentru că mai avem doar 5 minute. Ok. Aspecte legate de recenzii, aspecte legate de proprietate intelectuală, aspecte legate de garanții, dacă e cazul. Da. Acea notă de GDPR, acea termen și condiții. Nota de GDPR nu ține de ANPC, ține de altă autoritate. Bun. Pictogramele și link-urile către ANPC și către SAL, către serviciu alternativ, către SOL, serviciu online, serviciu de soluționare alternativă a litigiilor
legilor în mediul online. Da. Lingua către SOAL. SOAL. Da, SOAL. Ok. Și deci trebuie doar pictogramele. Și link către, și link către... către SOAL. Da. Că este un serviciu voluntar de soluționare alternativă online a litigiilor. Politice de confidențialitate, nu? Da, acolo ține de politica de, cu caracter confidențial, care acolo este în funcție de la magazin la magazin, ce date colectează, cum colectează datele, în ce scop, cui le dă și așa mai departe. Ține de aspectul respectiv. Există și amenzi dacă nu avem aceste informații, nu? Pe site, pe care cine ni le aplică, cum ni le aplică, mai întâi se oferă un avertisment. Care e procedura? Cu excepția politicii de confidențialitate, intră în jurisdicția NPC-ului, toate aspectele legate de comerț online și garanții. Amenzile se aplică de la caz la caz. Nu știu cum aș putea să răspund la întrebarea asta, pentru că, în general, un control se face ținând cont dacă este sau nu reclamație, dacă au fost mai multe reclamații, dacă este un control tematic, dacă operatorul economic are și alte abateri, dacă vorbim doar de o informare, o scăpare de pe site sau foarte multe elemente, site-ul este cu totul înșelător. Sunt multe aspecte de care se ține cont. N-aș putea să răspund la întrebarea asta, este o chestiune foarte punctuală legată de data și ora controlului, pentru că orice proces verbal începe cu data și ora controlului. Atunci... Acum, spre finalul emisiunii, ce sfaturi ne-ați da ca și consumatori, astfel încât să nu ajungem nici să facem reclamații pe la ANPC, nici să facem reclamații în cadrul unui proces și din prisma, pentru că așa cum am început emisiunea, aduceți echilibru între companii și consumatori, ce trebuie să facă și companiile astfel încât să aibă politici corecte, să-și păstreze clienții și nici să nu folosească astfel de tertipuri. Cred că până la urmă totul se rezumă sau în final se rezumă la dorință, intenție și cunoaștere. Cunoașterea legislației de ambele părți, în măsura în care se poate, consumatorul va cunoaște un pic mai puțin sau poate mai mult, depinde la ce are acces ca și informații sau la câte site-uri și cum comandă și cât de interesat este el de drepturile sale. Companiile, la fel, să-și angajeze oameni sau să fie orientați către consumator, să se poziționeze în echilibru cu ei. Chiar dacă legislația cumva avantajează consumatorul, companiile, când înțeleg foarte bine această legislație, se poziționează corect. Până la urmă, totul ține de această poziționare în echilibru, pentru că, în final, toți suntem consumatori. Și companiile, și ANPC-ul, și noi, și toată lumea. Și atunci, din când în când, poate ar fi bine să ne poziționăm în pantofii celuilalt, ca să zic așa, astfel încât să ne dăm seama că nici eu nu vreau să fiu păcălit de altul și atunci poate nici eu nu vreau să păcălesc pe celălalt. Pentru că, în final, totul ține de această reciprocitate de forțe. Și cred că mai este vorba și de faptul că totul se rezumă cumva, chiar dacă poate părea așa ușor sensibil, la bunul simț. Nu? Dacă o companie are totuși bunul simț de a-și respecta măcar clienții vechi sau viitori și totuși să nu uităm că facem parte din Uniunea Europeană, care vine la pachet cu anumite reguli, principii, politici corecte de preț și o legislație stufoasă. Cu siguranță și, așa cum am zis și mai devreme, până la urmă, omul simțește locul și antreprenorul este un om, dar antreprenorul are la rândul său angajați, care și angajații respectiv trebuie să simțească locul. Degeaba antreprenorul vrea și ownerul vrea dacă angajații lui nu sunt ceea ce trebuie. Degeaba și pe altă parte nici consumatorul, dacă nu dorește să înțeleagă, să aibă acea înțelegere firească a faptului că o companie nu dorește în mod normal să-l păcălească, ci poate are o scăpare sau poate se întâmplă sau poate angajatul nu a înțeles bine procedurile și se comportă într-un fel anumit. Trebuie să există până și o înțelegere și exact cum a zis, un bun simț al unei relații firești. Actul de cumpărare este un act firesc de care toată lumea are nevoie și compania și consumator. Mulțumesc frumos, Cătălin Lăcătușu, cel care aduce echilibru între companii și consumatori. Așa o să spun de astăzi, dacă mulțumesc îmi permiți. Frumos, felicitări pentru întreaga ta activitate. Știu că faci lucrurile foarte, foarte bine, în conformitate cu legea, ca să spun așa. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și la această ediție a emisiunii Economia 21. Ne vedem marțea viitoare de la orele 17 aici, la Canal 33.